Luiza Pintilie de la Colegiul Național de Informatică Spiru Hareț Suceava și Mario Bujoran de la Colegiul Național Petru Rareș Suceava au fost desemnați Miss și Mister Bucovina 2019 la cea de-a 8-a ediție a concursului județean care a avut loc sâmbătă în zona de food a centrului comercial Shopping City Suceava. Concursul a fost organizat cu ocazia aniversării a 12 ani de activitate Euroactiv și a desfășurat etapa pe județ cu perechile finaliste care au obținut titlul de Miss și Mister Boboc la nivelul fiecărui liceu din județ. Probele concursului au fost defilarea în ținute de zi, proba de dans, de perspicacitate, întrebările de cultură generală, precum și prezentarea ținutelor de seară. La ediția din acest an au participat 12 perechi de la 12 unități școlare. Câștigătorii ediției Miss și Mister Bucovina 2019 sunt locul întâi Felicia Drop de la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului și Mihnea Perju de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava. Locul al doilea Magdalena Drăgoi de la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu Suceava și Matei Volanski de la Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului. Locul al treilea, Gabriela Gurincu de la Liceul Tehnologic Iorgu Vârnavliteanu din Liteni și Trandafir Mihalescu de la Colegiul Tehnic Rădăuți. Titlul de Miss și Mister Popularitate a revenit elevilor Alexandra Tkaciuc de la Colegiul Economic Dimitrie Cantemir Suceava și Rafael Boroc de la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava. La secțiunea Dans au fost premiați elevii Denisa Daniela Crâșmaru de la Colegiul Tehnic Rădăuți și Alexandru Gheorghiță de la Colegiul Național Mihai Minescu Suceava. În cadrul concursului, Shopping City Suceava a oferit premii câștigătorilor în valoare de 900 de lei pentru finaliștii Miss și Mister Bucovina, 600 de lei pentru locul întâi, 400 de lei pentru locul al doilea, 300 de lei pentru locul al treilea, câte 200 de lei pentru câștigătorii de la secțiunea Dans și Popularitate și câte 100 de lei pentru celelalte perechi participante. Alca a oferit cadouri pentru toți participanții evenimentului. Luxury Bride to Be a oferit brățări și cercei pentru toate participantele concursului, iar florile pentru elevele participante și doamnele din jur au fost oferite de către florăriile Iris și Mimoza.